Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou test de blog auto. După o perioadă îndelungată am revenit și eu pe canalul de YouTube și nu am revenit oricum, am venit cu noul SsangYong Rexton. Modelul de față este cel mai frumos model de la SsangYong, noua linie de design este împunătoare și este complet diferită față de ce a avut până acum producătorul corean. Noul design, după cum ziceam, este unul complet diferit față de modele precedente ale celor de la SsangYong și este mult mai agresiv, este o linie împunătoare. Farurile de față sunt o combinație oarecum ciudățică între halogen, LED și LED-ul pentru lumină de ceață. Grila mașinii arată foarte bine, este împunătoare, are o înălțime foarte mare și în grilă se mai ascunde chiar sub logo-ul SsangYong și camera pentru acel sistem 360 de care o să vă povestesc puțin mai târziu. În rest, se observă și garda la sol, destul de generoasă, care te ajută, după cum vedeți și mașina este puțin murdărică, te ajută să ieși în off-road dacă te ajută anvelopele. Din lateral, noul SsangYong Rexton, mai exact G4, arată puțin a Toyota Land Cruiser, dar nu ne supără acest lucru. În plus, are și câteva elemente care îi dau o tentă de premium, și anume aceste elemente cromate, dar și jantele pe diametru de 20 de inci. În plus, ușile au o protecție pentru praguri, mai mult sau mai puțin eficientă, dar este un lucru la care puțin producători de SUV-uri se mai gândesc în ziua de azi. Dacă tot am pomenit de jante, jantele arată bine, dar în combinație cu suspensia puțin mai dură, nu te ajută pe drumurile de zi cu zi. Da, te ajută pe drumuri virajate, dar în oraș nu este foarte plăcut faptul că te tot scutură mașina. Probabil acest lucru este cauzat de faptul că este construit pe un șasiu mai vechi, șasiu care este folosit în mod normal pentru pick-up-uri. Unele trepidații, parcă nu te-ai aștepta să pătrundă în interiorul unui SUV de asemenea calibru. Înainte să vă prezint spatele mașinii, o să vă arăt o mică șmecherie. Da, nu se deschide automat, nemai fiind nevoit să faci dansul ploii cu piciorul pe sub bara spatea mașinii. Dacă tot s-a deschis portbagajul, puteți vedea cât de mare este, este mai mult decât generos. Găsim la interiorul tot felul de feature-uri care te ajută să-ți fac viața mai ușoară, cum ar fi acest locaj pentru stocat, avem priză de 12V, acest acoperiș pentru elementele din portbagaj, după cum puteți vedea. Nu-mi place că nu are acea șină și rămâne așa suspendat în momentul în care lași de el, trebuie să ai grijă să-l duci până în spate. În rest, este un portbagaj mai mult decât încăpător și nu are buză pentru încărcare, este foarte ușor de încărcat orice marfă mai voluminoasă. Când vedeți aceste imagini la interior, cu siguranță nu o să vă vină să credeți că acestea aparțin unui SsangYong. Și pe bună dreptate, pentru că până acum nicio mașină a constructorului sud-corean nu arăta atât de bine la interior. În ciuda faptului că a încercat să aducă cât mai multe elemente de pe mașinile premium, și anume piele, gadgeturi și un design mai rafinat, în momentul în care te apropii și analizezi detaliul, calitatea lucrurilor de la interior, se poate observa modul în care s-a încercat să se mențină prețul cât mai redus al mașinii.
Și anume, păi vedeți această piele foarte frumoasă, cu cusătură în romburi și așa mai departe, da. Dar problema este când o atingi, dai seama că nu este o piele de cea mai bună calitate, poate chiar nu este piele deloc. În rest, designul este unul plăcut, mie îmi place foarte mult cum arată, aduce puțin la Mercedes și nu este deloc, să zic așa, ieftin. Aceasta este navigația, un ecran suficient de mare, ușor de văzut în momentul în care vrei să îți vezi indicațiile primite de navigație. Ecranul sistemului de navigație este mai mare decât te-ai aștepta, are 9,2 inch și reușește să facă navigația facilă, pentru că acolo vei vedea harta foarte mare, îți va fi greu să te pierzi, dar pe de altă parte sunt foarte puține opțiuni pe care le poți vedea în momentul în care nu folosești harta. În continuare, aici în partea de jos avem atât scaune ventilate cât și scaune încălzite. Consola centrală este una masivă, oarecum în concordanță cu dimensiunile mașinii și o cotieră pe măsură. Cotieră mai mult decât generoasă, un spațiu de depozitare foarte mare și aveți această tăviță pentru lucruri mai mici, pentru a-ți fi ușor să nu le pierzi. În ceea ce privește la volanul și poziția la volan, îți oferă vizibilitate destul de bună în jurul mașinii și ai nevoie de o vizibilitate pentru că mașina este suficient de mare ca să-ți pună probleme la parcări. Da, ai și camere și o să le punesc acum. Acesta este sistemul de vizualizare 360 de care povesteam. Te ajută în momentul în care ești în spații strâmte unde ai nevoie de încă un ochi, să zic așa, încă un mic ajutor pentru a face parcarea. Volanul este unul multifuncțional, încălzit în cazul nostru, un feature foarte, foarte apreciat de către mine, cel puțin pentru că iarna nu e așa, ne urcăm în mașină zgribuliți de frig și tot timpul ne este frig la mâini și nu ne place să conducem cu mănuși. În rest, toate butoanele sunt la îndemână, ușor de folosit, nu este un meniu complicat, așa că un mare thumbs up pentru Sang-yong pentru acest lucru. În spate, SUV-ul sud-corean este mai mult decât încăpător, după cum puteți vedea, am spațiu mai mult decât suficient la picioare. Pot să-mi pun și picioarele sub scaunul din față, iar la cap nici nu se pune problema, am mai mult de o palmă și în plus, îmi place foarte mult faptul că bancheta este una încălzită și pentru a spori confortul pasagerilor spate, cotiera este una generoasă, astfel că două persoane vor sta mai mult decât confortabil și vor putea servi ceva din acest suport de pahare. Spațiul interior este mai mult decât suficient, iar versiunea noastră de test drive a venit cu doar 5 locuri, însă există și posibilitatea de a avea 7 locuri în acest Rexton G4. În ceea ce privește gadget-uri, din punct de vedere al siguranței, pe mașina de test drive găsim o sumedenie, și anume diferite sisteme de frânare în caz de urgență, de avertizare în cazul unui impact iminent, de asistent la schimbarea benzii, circulație, 9 airbag-uri, senzor de parcare în față și în spate, camere pentru a-ți ușura parcarea și o privire 360 de grade în jurul mașinii. În plus, mai avem și protecție activă împotriva răsunării, asistența la coborârea în pantă și multe altele. Dacă majoritatea constructorilor îți inserează în difuzoare sunetul motorului sau un sunet artificial al acestuia, iar alți constructori te lasă să alegi acel sunet, păi bine, Sang-yong s-au gândit altfel. Hai să putem să alegem sunetul semnalizării și anume avem vreo 5 opțiuni, printre care și greier, și acest lucru m-a amuzat puțin.
Motorul care mișcă mașina să viteze drive este unul diesel cu o cilindrare de 2200 cm3, care este capabil să livreze 187 de cai putere și 420 Nm. În ceea ce privește cutia de viteze, aceasta este una cu 7 rapoarte automată de proveniență Mercedes. Împreună cu motorul pe care l-am pomenit, creează un pachet care nu te dezamăgește, pe care te poți baza în toate situațiile, chiar atunci când vrei să tractezi ceva, pentru că SsangYong Rexton G4 este foarte bun la acest lucru. Consumul obținut de noi în acest test drive a fost unul de aproximativ 14 litri la 100 de kilometri în oraș, combinat cu puțin off-road, și undeva la 9,2 litri în regim extraurban. Așadar, un consum decent pentru motorizarea aleasă pe această mașină. Prieteni, acesta a fost review-ul nostru la SsangYong Rexton G4. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like și un share, iar dacă nu v-a plăcut, este un buton și pentru asta. Până data viitoare, eu sunt Horatiu Voicu, iar voi rămâneți pe Blog Auto.